să nu se ducă spre poarta adversă. Putem spune deja, în minutul 19, Gloria a încercat acum să mute jocul, este contraatacul dinamoviștilor. Torje îl depășește pe portarul Albuț, intră într-un colț închis, reușește centrarea și este gol pentru Dinamo! Ce fază pe contraatac, parcă am revăzut partida din turul campionatului când Torje îi putea să obțină un penalti în meciul cu Steaua. Golul îi aparține lui Liviu Ganea. Cel care l-a egalat pe Torje în clasamentul celor mai buni marcatori dinamoviști cu 8 reușite, demnă de luat în seamă și pasa de excepție expediată de Țucudean. Iată acțiunea lui Torje care l-a driblat pe un Albuț ieșit total neinspirat din poartă și finalizarea lui Liviu Ganea. Repet, o pasă foarte bună trimisă de Țucudean și o continuare pe măsură a colegilor săi Torje și Liviu Ganea. Da, cred că bistrițenii au invocat acolo un posibil hands la Liviu Ganea. Din câte am văzut noi, balonul a fost introdus în plasă unde apare ca de fiecare dată Torje Costache cu mâinile la spate și gol pentru Bacai! Da, acum ne amintește de Suleiman Demolari, compatriotul său care l-a adus în Ștefan cel Mare și care îi dăduse un suflu spunându-le tuturor că Bacai este un demn urmaș al lui Demolari. Bacai ne arată că nu întâmplător, este un fotbalist valoros. 2-0 pentru Dinamo din acest minut 47, Elis Bacai. A doua reușită în tricoul lui Dinamo. Primul gol a fost marcat tot aici în Ștefan cel Mare, în meciul cu Unirea Urziceni, câștigat de Dinamo cu 3-1. O reluare foarte bună a albanezului Albuț, simplu spectator. Exact, apropo de Albuț și de Bălgrădean, iată o paralelă pe care o putem face între cei doi portari. A fost voleul lui Băjenaru extraordinar în prima repriză, numai că atunci Bălgrădean a ripostat o paradă de zile mari, chiar dacă mingea nu s-a dus atât de aproape de stâlpul porții sale. Acum însă Albuț a rămas împietrit. Cred că este primul spectator la care ocupă postul de mijloca stânga. Costache a rămas în continuare în defensivă. Torje cu șansă, gol! Ce voleu! Dar ce greșeală! Ce greșeală în defensiva Bistriței, demnă, puneți dumneavoastră ghilimelele, de Liga 4-a. 3-0 pentru Dinamo. O fază fulgerătoare venită în acest minut 75. Torje se distanțează de colegul său, Liviu Ganea. De remarcat însă acuratețea voleului pentru capii Torje. La astfel de faze niciodată nu-i poți reproșa nimic portarul. Lipsa de experiență l-a trădat pe Paul Anton. El a deviat această minge pusă pe tavă pentru Torje, care nu l-a iertat pe Călin Albuț și a revenit pe locul întâi în clasamentul celor mai buni marcatori din acest sezon ai Dinamo.